Salutare dragii mei, hello my friends, astăzi sunt cu Montana și vreau să fac un anunț bombă. Am pus un pariu, știți și voi, pe live-ul de ieri și alaltă ieri, am pus un pariu cu el că voi accepta să fiu izolată 24 de ore. Am cam regretat puțin așa, dar acum dacă m-am băgat, trebuie să joc în horă, dragii mei. Așa că sâmbătă, pe data de 11 ianuarie, ora 17, ora României, începe live pe Rose Vlog arestul preventiv, propriu zis. În ce constă acest arest? Nu va avea voie la papi, nu va avea voie afară, nu va avea voie la telefon, la internet, la nimic. Efectiv, va suporta condițiile de penitenciar. Mâncarea de penitenciar, tratamentul, tot. Totodată vom lua în calcul și de pe canalul lui și de pe canalul meu să lăsați la acest vlog comentariu cu ce mâncare să-mi gătească. Corect. Montana. Voi decideți ce mâncare să-i gătesc. 1. Fasole. 2. Varză. 3. Mâncare de cartofi cu jangale. 3, da? Da. Ok. Dintre astea 3, voi trebuie să scrieți fiecare în parte ce mâncare să-mi gătească Montana. Noi vom lua ca un fel de vot să vedem câți au votat pentru mâncarea de cartofi, pentru fasole și pentru orez. Nu orez, varză. Varză. Ah, orez, auzi ce figură e cap. Da. Sper ca eu să pot rezista, fraților. Gândiți-vă că voi mă veți vedea și când dorm, și când plâng, și când râd. Și când voi înnebuni pe aici, voi face crize. Eu nu voi vedea ce voi îmi veți scrie. Da. Asta e cam greu. Dar să știți de pe acum, vă anunță Rose, că să nu vă speriați dacă eu fac așa la cameră sau mă manifest eu în felul meu. Așa o să faci o oră, două, până îți dai seama, bă, eu știu tot ce va urma. Nu prea. Crede-mă. Mă mănâncă nas, uite, vezi, mă pentru mănâncă nas. Pentru că în primul rând nu știi câți vor fi pe live. Poate nu-i nimeni pe live. De unde știi? La 24 de ore vor fi ore moarte. Când nu va fi nimeni pe live. La ce oră? Zic, în intervalul ăsta de 24 de ore vor fi. Da, păi lumea mai doarme, nu? Da. Dorm și eu. Dar tu nu știi când dormi ei. Poate te trezești și te mai mântărești la cameră când nu se uită nimeni. Păi... Nu contează. Live-ul rămâne. Da, pe categorii live-ul rămâne. Dar să vă mai zic o fază, voi vă treziți după mine. Eu o să dorm. Când voi vă treziți, voi o să mă vedeți dormind. Pentru că sunteți cu două ore înaintea mea. Da. Și atunci eu voi dormi când voi vă veți trezi. Da, de ce crezi tu asta? Poate ei se trezesc la 10, tu te trezești la 7 și îți dai deșteptare. De ce le spui asta tu asta? Asta e cel mai mare chin. De ce le spui tu asta, iubire? Am uitat că te-ai jurat că mi-ai dat deșteptare. Deci asta e cel mai mare chin, să mă trezești cu din alea urâte și să mă iei din somn. Vezi că eu am o problemă. Știu zic, ce problemă ai. Mă doare capul dacă mă trezești brusc. Știu. Asta e. Băi, cu bune, cu rele, cu crize, cu tot, cu plânsete, cu țipete. Doamne. Vezi că ăștia se cheme garda. Cine? Vecinii. Sper să nu. Mai și speră, fraierul. La ce chinuri îmi dă? Da. Vei suferi. Dar, dacă ai să treci testul, ai să câștigi 100 de lire și un instrumental. Mă, nu e ieftin, mă, oameni buni. Păi, este eu ți-am zis. Și el se mai gândea la 100 de lire să stau o săptămână. Tu l-ai, Doamne. Nu 500 de lire, dacă îți reziști o săptămână, eu îți dau 500 de lire. Tot ieftin e. Fără 4.000 nu mai discutăm, ai nebunit.
vreau silicon. Asta le trec. Pentru alea aș sta o săptămână. Te-aș chinui pentru alea de drace aia. Hai de casă. Stai liniștită tu. Așa rău? Da, te-aș chinui pentru silicoanele. Dar știi care e faza? Eu vreau să-ți mai adresez o întrebare. Da. La restul ăsta așa, care mi-l dai tu, totuși aveam un coleg de cameră, nu? Nu, ești pe arest preventiv. Nu poți să joci rolul de coleg în cameră. Nu se poate. Nu. Și dacă te sună mama și zice, dă-mi eu că e urgent, trebuie să vorbesc cu ea. Bă, sper să nu fie situația, adică în situații de urgență, Doamne ferește să fie așa ceva, nu? Dacă zice sora mea, dă-mi eu că trebuie să vorbesc urgent ceva pe ea. Zine despre ce e vorba, să văd dacă se merită să calc regulamentul. Știți de ce vreau să-mi fac un plan? Prejale, nu merge, nu merge. Nu trișăm! Nu trișăm, dar un plan din ăsta e fain. Iar și pun 24 de ore live, ca să nu trișăm. Bă, e ca la telefon, ai dreptul la un telefon. Nu în ai cele 24 de ore. Nu ai dreptul, aia pe arestul poliției ai avut dreptul. Exact cum ești pe arestul poliției înainte să te bag pe arest. Dar de ce, Martin? O oră ai dreptul să o suni pe mamă ta, pe soră ta, pe cine vrei tu. După aia nu mai. Nu e adevărat, de ce mincină sui? Mie când am fost arestat 24 de ore a avut drept la un telefon. Nu e adevărat cât am fost pe arest. Nu e adevărat, nu mă mai mângâia, uite, nu mă... Nu, mă... nu, e bine, lasă, drept. Nu, 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 el vrea no. să trișeze acum, pentru că el m-a sunat la 24. Înainte să-i... Vezi că-ți rup gâtul de tot. Ascultă-mă, înainte să-i... Uitați cum îmi zici că e lebă, Damian. Ascultă-mă, înainte să intri pe arest, ai dreptul la telefon. Măi, omule, ai fost închis 24 de ore. Și mai sunat și mi-ai... Nu, 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 taci. Când? Taci cu înainte să mă bagi pe arest, da? Nu, e adevărat, erai pe arest. Eram la poliție, la închetă. Să rupeți mâinile de tot, te rog eu. Scrisoare mi-ai trimis. Oha. Nu, mă, e trădător, că nu-i corect. Nu-i corect, eu am fost 24 de ore închis și mor. Tu n-auzi că n-ai voie să pui reguli? Cum, numai deci, tu vrei să le pui? Da, eu le pui. Aaaa, statul nu-i corect. El a fost în Danemarca, gata. 24 de ore închis și m-a sunat. Mă, iubire, uite, m-a băgat pe arest, bla bla bla, sunt bine, o să fac cerere să vii la vizită. Așa era! Deci, cât timp? Nu, în alea 24 de ore, ca acum am exact, înainte de alea 24 de ore. Nu. Când eram la nici n-ai putut să mă suni. Nu, nici n-ai putut să mă suni. M-ai sunat după 24 de ore. Și tu o să mă suni după 24 de ore. După 24 de ore. După! Deci stai 24 de ore, după aia dai câte telefoane vrei. Da, așa e. Ia auzi. Nu, așa au fost. Așa e. Deci. Dar stai aici unde tu. Ascultă-mă, 24 de ore, caine, telefon, internet, papi, caine, naine. Ai înțeles? Dar spune-mi, te rog, geamurile astea. Da. Cum vor fi? Desfăcute? Să pot să văd și eu pe geam, nu? Păi spun gratis. Doamne, ce gratis să bagi? Improvizăm. Nu, mai bine tragi perdelele, trăiască măta. Nu. Te rog. Nu, ai nevoie de lumină. Ce? Ai nevoie de lumină. Și cum improvizezi tu cu alea? Nu scăpăt eu. Nu mă pune să le fac multă cheltuială. Nu. Nu, nu, nu. Oricum cumpăr o saltea frumos. Yeah! Iubire. Pariul ăsta necesită investiții aici. Crezi că e doar așa? Ăsta e și un experiment ca să vedeți ce înseamnă o zi de arest. De asta și tratez cu seriozitate și nu facem figuri și trișăm. Să se vadă, să vadă toți copiii ce înseamnă o zi, nu un an. O zi de arest. O zi privată de libertate. Deci nu uitați. Pe data de 11, la ora 17, ora României, intrați pe live, pe live! Doar acolo veți vedea scena asta de China mea, doar la Arose Vlog pe live! El râde, dar mi-e vine. Eu știu ce tare ia în gură acum, ce optimist ești, după aia vezi. Păi oricum o să plâng. Băi, o să plângi acolo. Păi da, am spus cu asta. A, tu știi, recunoști că o să plângi.
O să mă apuce depresiile alea urâte. Vreau acasă în România mea! Bine, dragilor, ne vedem! Pro!